când am ieșit eu, ce ți-am mai zis? Nici măcar de prin Cluj. Că glumeam lugul, nu știu ce, și că mi-a pus mâna nu știu unde. Ce? Mi-a zis Adina că nu este chiar așa cum zici, știi? Cine ți-a pus mâna? El? Bogdan mie. A. Când am glumit cu Bogdan. Știa, vreau să vină Bogdan ieri să spună unde mi-a pus mie mâna Bogdan. Ce prostie. Deci asta mi se pare chiar deci o pentru aberație. 30 de ani să vorbești așa și să bagi niște strâmbe de-astea. Deci chiar n-are minte de 2 bani. Și că am ieșit eu din dormitor cu Bogdan și Dragoș unde era. Deci chiar îi rog frumos. Nicoleta era în casă acolo și Adina era în casă. Deci aș fi chiar ipocrită să zic. Dar eu nu știu cum are el tupeul ăsta. Fantastic. M-am uitat în contul lui maică-sa, știi, și am prea mult bun simț. Dar nu e bine să ai, o să mă schimb. Vine unul ca el să-mi strice mie imaginea după ce că a greșit. Băi, nene, când greșești, pleacă, frate, capul, lasă capul jos și cere scuze, nu? El nu o consideră o greșeală. El a zis că așa nu se face. El a zis că în anturajul lui, exact așa s-a exprimat și să nu mă contrazică pe mine. În anturajul lui așa se procedează, așa se glumesc. Și cu nevestele, a zis, cu nevestele prietenilor. Adică tu pup nevasta prietenului tău, o pup pe gură. Deci nu știu, eu așa ceva n-am pomenit. Oricum eu cu Dragoș nu mă cert. Pentru indiferent. Nu are rost, deci nu, deci nu da satisfacție el... nimănui. Păi chiar tocmai asta e. Vreau să spună și Bogdan părerea lui, nu? Păi se înregistrează, nu, se filmează. De ce vrea să înăbraște, să înăbraște pe Bogdan cu noroi? Nu știu. Dar de ce pe mine? Păi tocmai. Dar eu vă dau cuvântul meu de om și de onoare, că eu nu m-am despărțit. Sunt material, eu nu m-am despărțit niciun minut de Dragoș. Deci eu am stat non-stop în casa acolo. Dar chiar credeți că eu aș fi făcut așa ceva? Tatiana, drăguță, dacă era ceva în neregulă, îți făcea Bogdan ceva aiurea, fii convinsă că ți-o dădea materialul respectiv. Din moment ce nu a fost așa, ce vrei să dea? Și a fost vorba doar de depresie. La anii lui aveam pretenții, bărbat, la 30 de ani. Și eu aveam pretenții. Sunt convinsă că nu te vei certa cu Dragoș. Știu asta. Vă spun eu că dacă eram afară, el nici nu recunoștea că m-a pupat. Nu. Cine știe ce zicea? Că eu l-am pupat pe el. Da, dar pentru că e în casă și e conștient că e filmat 24 de ore. Da, atunci, exact. Eu nu sunt proastă, dar eu am prea mult bun simț. Știu, tata. Ați înțeles? Știu, că eu puteam să-i zic mai multe, dar... Am zis că totuși suntem într-o emisiune și se dau materiale să nu... Și-a mai zis o chestie, că fac el pe mine m-a deranjat, zice el, zice că îi zicea lui Bogdan că îți fac o groapă și te bagă în ea. Păi, dar tu cine, dracu, te crezi, mă? Tu cine te crezi? Cum poți să afirmi tu așa ceva când tu știi că ești filmat? Nu, dar mai nervat, zice, te-a mângâiat Bogdan. Păi, nu știu cum. Pe unde m-a mângâiat Bogdan pe mine? Auzi, de ce te mai consum? Pentru că și Adina a spus la funcție, a confirmat spusele. Da, Adina a fost în casă, Nicoleta a fost în casă. Tocmai, și deci ți-a confirmat spusele. Atunci de ce te mai agiți? Tu ai vorbit cu doamna Fănica ceva și probabil că ea a înțeles altceva, nu știu ce. Ce-am vorbit? Spune-ți. Dar nu te super pe mine. Nu, că m-a curioasă. Spune. Dar nu știu, mi-e teamă să nu se spună, să nu se spună în direct și după aia să zică că tu ai fost măritat. Îi poftim. Cine a zis? Eu? Chiar îi rog, chiar rog toată echipa de la Canal D să sune, am numere de telefoane acolo, dar nu numere de telefoane, că o să zică că am selectat eu și că am ales eu. Da, mă, da. Eu măritată, vi se pare? Păi eu sunt măritată, doamna Elena, și eu nu știu să fac un nou prăjit. Eu m-am mirat, știi, zic, Doamne, zic, nu, dar în sinea mea zic, Doamne, zic, cum poți să afirmi așa ceva? Zic, când Tatiana săraca, zic, nu e stare, zic, deci să prăjească un nou. Deci eu nici măcar nu am fost, am fost cumva așa în jumătate, nici măcar n-am stat în casă cu el. Păi așa a zis că ești. Era vreo rușine să spun că am fost cu un băiat 6 ani în jumătate. Păi ai fost prieten. Mi se părea normal să mă mut la el după atâta timp. Dar eu nici măcar nu am fost la băiatul. Mama niciodată nu a fost de acord cu așa ceva. Băiatul ăla a pus problema odată și a zis, eu n-am fată de măritat, fata mea trebuie să-și termine facultatea întâi. Mi se pare corect. Și apoi, și plus de asta, sunteți prea mici, aveam 18-19 ani și a zis, nu cred că este. Așa este. Nu, și eu bine, oricum nu era așa. Eu te rog să mă vezi că am rămas foarte, foarte surprinsă. Dar când a spus? Eu nu am zis. Exact, seara mi-a spus, nu, draga mea, că n-a spus acum, mi-a spus doar de două ori. Că a vorbit cu mine. Da, mă, da. Că și am spus eu așa ceva? Că ai, nu, că ai stat 6 ani jumate cu un bărbat și zice, ei, zice, cum crezi că a stat cu el? Crezi că a stat doar așa, prieten? Zice, eu sunt sigură că a fost maritată cu el. Deja e prea mult.